Salut, prieteni! Iată-ne la un nou clip. Uriaș și-au ieșit și ei din cuib. Năzdrăvani au dat și de soare. Sunt aici lângă geam și au și soare. Au început să mănânce. Sunt tot șase, cu bine. Curioși, așa sunt ei de fel, să vadă ce și cum. Deocamdată nu știm ce sunt, dar vedem, cred că săptămâna viitoare o să facem un clip cu sexul lor, ce avem. Sunt șase puiuți. Mama este de la David Codău, tata este de la Mihai Blaga. Toți sunt frumoși. Imediat și tu repede. Că nu le fac nimic. Au început și să roadă fân, lucernă. Am văzut și pun cutia de grăunțe. Bine, că mama lor încă le dă lapte, fără probleme, dar ușor-ușor încep să mănânce. Ți-vă curiosul, o tată, nu mai speriați așa. Peste câteva luni îi vede mari și frumoși. O să trebuiască să, cred că mai fac un soldat de boxe, pentru că m-am întins cam mult anul ăsta. Vedem în funcție de ce spațiu o să am, ca să pot să fac matca din timp. Aici deja e altă treabă. Mai mari cu vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Ăștia au mai bine de 5 săptămâni. 4 femele și un mascul. Vedem și aici, săptămâna viitoare, cred că sau peste 2 săptămâni, o să verificăm cuibul. Ușor ies și fluturii din cuib. Acolo am unul frumos, rău și bun pe desen. Și aici, la femeia Janet, am ce trebuie. Și aici sunt vreo 2 sau chiar 3 frumoși. Plus încă 3 de uriaș. I-am arătat. Și mai trebuie să fete. Trebuie să fete asta. Asta de sus, aia de la Marius, pe data zi 10 aștept vreo 4. Vă salut, cele bune!